Fiecare an este unul electoral, așa explică procurorul șef al DNA, Daniel Morar, în fața diplomaților americani, acuzațiile că dosarele răsunătoare au legătură cu politica. Americanii au arătat un interes deosebit pentru cazurile de corupție de la noi. Toate detaliile au apărut via WikiLeaks în presă. Petre Nechita a citit noile cartograme. Petre, bună seara! Ce destăinuire a mai făcut Daniel Morar? Bună seara, Andreea. Normal că Daniel Morar se laudă în fața americanilor, le spune că lucrurile merg bine și că are cazuri interesante, implicând persoane importante. Conform WikiLeaks se fac și acuzații destul de dure în această discuție. Morar spune că sunt ofițeri de DGA și DGIPI care fac poliție politică în România lui 2009, pentru că pe atunci se petreceau aceste discuții. Mai exact, angajații Ministerului de Interne, care interceptează ilegal telefoane și se folosesc de amănunte din viața personală a oamenilor. Oricum, americanii se arată extrem de interesați și de corupția de la noi. Diplomații de la București, în discuțiile cu Washingtonul, fac referire în dese rânduri la cazul Popoviciu, pe care îl consideră fără precedent. Daniel Morar a fost contactat telefonic de reporterii noștri, însă a refuzat să comenteze acest subiect. Mai grav e că toate aceste cazuri la care se face referire în aceste cartograme sunt suspendate prin aer, adică pe nicăieri. Mai exact, cazul Popoviciu a explodat prin martie 2009 și de atunci încă e în faza de urmărire penală, iar persoanele reținute atunci sunt acum, bine mersi, în libertate. Așa că, domnul Morar, dacă tot ne lăudăm, să băgăm și noi la înaintare cazuri pe care le-am rezolvat, nu? Andreea? Petre, mulțumesc. Guvernul a înghețat exact ce profil.